Bună seara, doamnelor și domnilor, ora adevărului în această seară. Vom discuta despre anchetele care se desfășoară în localitățile județului Gorj ca urmare a referendumului, pentru că înțeleg că DNA-ul s-a grăbit să-și trimite reprezentanții în comune să vadă cine a votat și cum a votat. Și despre, nu știu, semnificația și modalitatea în care se face acest lucru. Cu invitații mei din această seară este vorba de Victor Banța, reprezentantul SL. Bună seara! Să rămână, bună seara tuturor! Și Dan Vulceanu, reprezentant VDL. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Începând de ieri am aflat și noi, deși anchetele se derulează de vreo săptămână, înțeleg. Una dintre localitățile sau prima dintre cele vizate a fost Dragoteștiul la domnul Vili Pastere. Urmează și sunt anchete și în altele, și primarul de la Slivileș, domnul Bucurescu, a spus că a fost anunțat că vor veni și la dumneavoastră procurorii. Cum vi se pare povestea asta cu anchetele privind votul? Ce să zic? Mai înainte de toate, dați-mi voie că mâine și așa e o zi foarte mare în Sfânta Marie. Să urez și eu tuturor celor care ne urmăresc și nu numai, cu numele Maria, Mariana, Marian și așa mai departe, alte derivații, un sincer și călduros la mulți ani. Dar în special vreau să urez și eu la două persoane importante, dacă îmi dați voie din sigur viața mea. Da. Este vorba de soacra mea, profesoara Maria Ciocârlie. V-a spus bine acum. Și de cumnata mea, doctorița Maria Letiția Cârnu, pe cărora de asemenea le urez din tot sufletul la mulți ani. Bun, revenind la problema... Revenind la problema anchetelor. Undeva este un pic, mi se pare că o forțare de notă. Eu cred că DNA-ul nu avea ce să caute în această afacere politică, pentru că sunt atâtea instituții implicate încât asta mai lipsea. DNA-ul a început să ia listele electorale, probabil că are niște informații, probabil că are niște sesizări, nu știu. Dar eu nu pot să spun garantez, dar cred cu tărie faptul că în orice alegeri, de orice fel, că locale, că prezidențiale, că parlamentare, există și greșeli, există și tentative de fraude și fiecare să-și ia și să o plătească după ceea ce merită. Dar lăsând la o parte de neau și o desfășurare de atâtea forțe și intimidări, care pare undeva duce România într-o umbră, într-un cont de umbră din ăsta aproape de apocaliptic, cu atâtea instituții, încât lumea devine din ce în ce mai mult scârbită. Societatea românească este divizată și mai grav. Vedeți că apare un fel de segregație la nivelul întregii țări, ceea ce pune mari semne de întrebare. Eu cred că aceasta nu este binevenită, iar această situație putea foarte simplu fi rezolvată printr-un control electronic al votului, care putea fi făcut chiar și după. Și mă refer la acele procese verbale, la acele liste. Există atâta soft și atâta tehnică de calcul încât și inteligență în țara asta și în lumea asta, încât se putea rezolva și asta nu dura atât de mult. De ce să facem atât tam-tam și să ne etalăm toate puterile? De aici se vede foarte clar, părerea mea, punctul meu de vedere, că există două forțe. Putere-opoziție. Sau mai bine zis, putere-opoziție. În care puterea încearcă să își valorifice capitalul electoral și valul popular împotriva președintelui Traian Băsescu, iar opoziția care încă prin președintele suspendat, chiar și suspendat Traian Băsescu, încă mai are în control, în influență, nu știu cum să ne explic care ar fi termenul corect, pe DNA și pe alte genuri de instituții care nu știu cât de bine ar fi să intre sau să nu intre în această luptă politică. Bun, doamna Vâlcean. N-aș pleca totuși de la concluzia că avem de-a face cu o acțiune concertată a parchetului sau al DNA-ului împotriva unor cetățeni. Până la urmă, trebuie să stabilim de la început că frauda electorală este una individuală. Nu poți să tragi la răspundere pentru fraudă electorală mai mult, nu știu, să acuzi un grup. Pentru că fiecare hotărăște ce face cu votul lui. Dacă votezi de două ori, trebuie să știi că te supui până la urmă unui risc de a fi arestat. Dacă DNA-ul are sau parchetul, nu prea înțeleg de ce vine DNA-ul, nu știu dacă e de competența DNA, dar parchetul în general, dacă are suspiciuni de fraudă, bineînțeles că le va cerceta și dacă se vor confirma, acei oameni vor răspunde, dacă nu, nu vor răspunde. Pe de altă parte, nu înțeleg că tot spuneați dumneavoastră că a fost anunțat domnul Bucurescu că va urma și la dânsul, vor urma anchete. Cine l-a anunțat?
Păi, înțeleg că și primarul Filip Pastor a fost anunțat să... dinainte, nu știu dacă de parchet, eu cred că de parchet totuși n-au clarificat asta primarii, în ideea că procurorii au avut nevoie de sprijinul primarilor în localitățile care a mers, în sensul că și-au vrut ca primarul sau un reprezentant al primăriei să-i însoțească la porțile oamenilor și să-i... Nu știu, se introducă cumva în discuție. Habar n-am exact. DNA-ul în toată afacerea. DNA-ul se ia de Partea Națională Anticorupție, care se referă la sume mari, la demnitari, la alte treburi, nu la găinării. Vreau să spun un lucru. DNA-ul, de obicei, și conform legii române, eu așa știu, cercetează persoane care au funcții publice. Și sau nu numai de orice fel de funcție publică. De demnitate și de înaltă demnitate. Sigur. Deci nu... și în special bani publici. Și sume mari, nu orice fel de sumă. Ați văzut că acțiunea este deja la nivel național, nu este numai în Gorj. Am văzut imagine din Olt când oamenii au protestat, iar reprezentanții parchetului s-au închis în sediul poliției. Adică nu numai la noi se întâmplă asta, presupun că face parte din același dosar. Nu, dar vă mai spun și un lucru, n-ai ce să protestezi. Până la urmă, oamenii cercetează anumite, mă gândesc că există o sesizare, sau de la ceva a pornit o autosesizare. Da, dar cred că este spre cercetare, în mod evident, nu la autoritățile locale. Vorbim de o acțiune și un dosar la nivel național, până la urmă. Bun, și dacă se face la nivel național, la ce să protestezi? Ce să... A fost reacția unor oameni din Piatra Olt, dacă nu mă șel. Mi se pare totuși o reacție mult prea agresivă, pentru că, până la urmă, oamenii cercetează, indiferent cum au ajuns să cerceteze, cercetează posibilitatea ca anumiți cetățeni să fie comis anumite infracțiuni. Dacă se vor stabili că au existat infracțiuni, cei care le-au săvârșit vor răspunde, dacă nu, nu. Pe de altă parte, nu cred că ar trebui să ne fie foarte mare teamă. De exemplu, mie nu mi-e teamă deloc. Nu a fost teamă după niciun scrutin. Am votat pe fapta, nu are de ce să... Nu am de ce să... Bun, dar oamenii spuneau că au fost întrebați de procurori inclusiv cum au votat. Mă rog, problema lor. Mie mi se pare... Haideți totuși, eu... Păi, deslușiți-mi și mie, că nu mai înțeleg și presupun că niște spectatori nu înțeleg care e substratul acestei acțiuni, dacă există un substrat. Ați văzut pe cineva să declare, domnule, m-au întrebat procurorii cum am votat? Da, am văzut că de asta m-am... Și eu, înseamnă că... Posturile centrale chiar au arătat persoane, mai multe persoane adunate la un loc care spuneau... Dacă te întreabă dacă ai votat sau nu... Nu, cum am votat. E o altă discuție. Și răspunsul omului era, domnule, e treaba mea, votul liber și e treaba mea cum am votat. Universal, corect, egal. Direct, secret și liber exprimat. Da. Corect. Dacă asta au răspuns, bine au făcut. Nu trebuie să spui cum ai votat. Bun, dar... Da, aici sunt atâtea instituții. Vreau să vă zic, este poliție care este implicată cu jandarmerie în organizarea alegerilor. Mă refer la paza și ordine. Ia, care, că oricum, ține cont de ce s-a întâmplat cu ministrii cărora se subordonează ministru, aceste... Ministru, inspectorul aceste șef instituții... sau de la poliție, de la jandarmerie, altul, subordanții lui, alții, de ce? Eu cred că foarte puțin își riscă. Ați văzut că și ministrii. Până la urmă, fiecare are o limită de responsabilitate și o limită de... și de autoritate. Apoi este autoritatea electorală permanentă, este biroul electoral central, sunt instituții, prefecturile din toată țara. Și ăștia lucrează pe date concrete. Listele astea electorale au mai fost făcute, nu o dată, nu de două, ci de fiecare dată, la fiecare alegeri. Că sunt greșeli în ele, știm cu toții că sunt greșeli. Și ele trebuiau periate dinainte, dar nici acum, al 12-lea ceas sau al 13-lea, să spunem așa, nu-i târziu, numai să se facă corect și pe bun, ca să știm și noi pe concret unde ne aflăm. Pe de altă parte, la viitoarele alegeri nu prea mai e nevoie de prag, așa că toată această discuție va dispărea ușor-ușor, da. Nici la parlamentar, nici la următoare. La locale, la urmă, care va fi cifra cu care la locale va fi nevoie. Va fi nevoie numai ca să vedem până la urmă ca populație, nu ca și număr de alegători. Dacă populație este interesant, pentru că trebuie să știi câți consilieri trebuie să ai în comună respectivă. Corect. Dar... O să vedeți că ușor, dar ușor nu e interesant și pentru alegerile parlamentare? Adică în funcție, nu în funcție de numărul de oameni din... Populații. Deci în funcție de populația din, din fiecare localitate colegiu, sau colegiu. Nu se stabilește numărul... Colegii. Da. Da, dar nu în funcție de numărul de alegători înscriși pe listă. Dacă oricum dumneavoastră, dar dacă numărul e așa de mic cum susține USL-ul, cred că va suporta modificări inclusiv lista pentru parlamentare. Sau norma de reprezentare. E una din două. Păi da, aici fiecare, când este gândești la fonduri și la număr de consilieri și posturi, hai să avem cât mai mulți. Corect. Când e, uite, alte situații, domne, hai să fim corecți.
Eu cred că adevărul e undeva la mijloc. Și știm bine treaba asta, că sunt greșeli. Acum, evidența asta informatizată a populației nu e dintotdeauna, e de un timp încoace. Și acest lucru ține și de modul cum își face treaba funcționarul de acolo și ține și de datele cât de corecte sunt, dacă comunică între ele aceste unități de evidență a populației de la o comună la alta, de la un județ la altul, de la o țară la alta și așa mai departe. Bun. Am stat de vorbă astăzi cu Ion Călinoiu, președintele executiv al PSD Gorj, și a lansat niște acuzații și o să vă întreb, domnule Vulceanu, în ce măsură puteți să, nu știu, să ne confirmați din ele. Dânsul spune că sindicaliști, și-a dat și nume, cum ar fi Golea și Mitrescu, v-au însoțit în permanență în campania electorală, iar în ziua referendumului au avut localități luate în primire, unde au stat în preajma secțiilor de votare ca să-și noteze cine intră la urne. Eu vreau să vă spun la pentru început, a sprijini boicotul PDL. Eu vreau să vă spun la început că domnul Călinoiu se comportă în continuare ca și cum ar fi în opoziție. De ceea ce este pentru mine o surpriză. Pentru că vedem că se plânge că directorii nu știu cum sunt, că la ce os prea mult TESA, că la nu știu ce... Păi, acum ai... domnul Vârceam. Deci, până la urmă, directorii sunt, de sunt partid la guvernare. Sunt membrii PDL, 90% din... Vor fi și membrii PDL, dar până la urmă este nu o vină. Sunt 90%. Nu, dar este o vină. Ce nu e o vină, dar e o realitate. Să-și dea să recunoaște. E o realitate. Nu, dar nu, eu vreau să vă spun un lucru. Nu este așa 90%. Cum nu? L-am impres pe cine aveți direct? Lăsați puțin că l-am impres, dar la divizia de administrație. Care? Condus de Daniel Bolan. Divizia minieră? Care, unde? La divizia minieră? Nu, l-am impres, Consiliul de Administrație. Președinte al Consiliului păi de Administrație. Păi acum s-a numit. Păi da. Eu ce zic? Cum, divizia minieră, divizia energetică, divizia comercială, sau cum eu mai spune, financiar, contabil, economică, de care mai fi. Nu, eu vreau să vă spun că eu cred că, în primul rând, sunt oameni din sistem. Niciunul nu a apărut din senin pe acolo. Și, pe de altă parte, sunt oameni pe care chiar președintele dumneavoastră îi recunoștea pe mulți dintre ei ca fiind profesioniști. Nu în urmă cu, cred că, 5-6 luni sunt de când... Dar nu singurii profesioniști. Nu am cine spus lucrul ăsta. Mai sunt și alții. Dar nu am spus lucrul ăsta. Dar, pe de altă parte, nu înțeleg de ce facem o vină din faptul că un om este nu unul de partid nu. Sau... Eu vreau să spun altceva. O constatare, o stare de fapt. 90, eu am zis, bun, am da. Făcut afirmația. 90% și eu am din făcut afirmația că domnul Călinoiu se comportă ca și cum ar fi în opoziție. Bun, ok. Nu, asta e a fiecare... Din PNL doar doi directori sunt numiți dar în minerit. E vorba de Sandu Braia la direcția la exploatarea minerelor vinari și de Cosmin Ceaușescu, care e director tehnic la Jilț. Dar nu-i vina mea, vă rog să mă doi oameni de partid. Bun. Din 100 și ceva de directori, doi sunt de la PNL. Mare realizare. Nu, dar este o societate, Complexul Energetic Oltenia, acum vorbim de o singură societate care își desfășoară în Gorj. Este subordinea Ministerului Economiei, unde e un ministru USL. Dom'le, dacă existau suspiciuni că actualul directorat are probleme de, să spunem, profesionalism, eu presupun că nu-i ține acolo. Nu e vorba de profesionalism, că nu contestă nimeni un om ca motor păi sau ca graure sau mai știu care profesionalism. Deci nu avem nimic, dar problema e implicarea lor mai mult sau mai puțin în politică. Și în campania electorală. Nu s-au implicat. Aici e o problemă, păi, asta. Nu știu dacă s-au implicat sau nu. Sindicaliștii ăștia, Golea și Mitrescu, să pornim de la ei, au fost văzuți în localități ca Alimpeștiu, de exemplu. Deci eu vreau să vă spun alături de echipa de campania PDL. Cel puțin asta susține... Da, susține eu. Haideți să vă spun un lucru. Eu mă pretind a fi un om care mai trece pe la partid din când în când. Și care mai... Na, mă rog. Vreau să vă spun că am vorbit în viața mea de două ori cu domnul Mitrescu. Și niciodată la partid. Nu cunosc. Nici n-a spus cineva că dacă a fost văzut la sediu PDL. A Bun. Fost văzut în ziua referendumului în preajma unor secții de votare alături de echipa PDL. Bun, stați puțin. Domnul Călinoiu face niște acuzații în sprijinul cărora nu are nicio dovadă. Pur și simplu face acuzații. Eu nu pot comenta așa ceva, îmi pare rău. Pentru că dânsul tot face acuzații de vreo lună încoace, fără să aibă nicio dovadă în sprijinul a ce spune. Că se iau buletine, se implică toate forțele statului, poliție, parchet, fac cercetări. Dom'le, nimic nu e adevărat. Eu nu mai pot să iau de bun.
Ce zice domnul Călinoiu? Nu știm dacă e adevărat sau nu. Pentru că omul nu spune. Când ajunge în fața organului, vorba românului, când ai ajuns la organ, gata, dai înapoi, te sperie, n-am văzut, n-am auzit. Aia să fie sau. Nu este cum fără foc. Nu, dar i-a luat cineva buletinul. Tocmai că ajunge în fața organului acolo. Credeți că ar minți? Eu vă spun că n-ar minți, de frică n-ar minți. Ce să zic, că l-am uitat acasă? Nu, dar nu, eu nu cred că s-a întâmplat așa ceva, niciodată. Bun, în mod evident, poliția a dat neînceperea urmăririi în cazul cu buletinele. A fost o anchetă făcută inclusiv de corpul de control. Poliția face pe vorbe, nu pe vorbe. Deci poliție, corp de control, CEO, nimic n-a demonstrat că ceea ce spune domnul Călinu e adevărat. Nu pot să mă mai iau după alte acuzații, v-am spus fără nicio dovadă. Eu n-am văzut nicio dovadă în sprijinul acest spune domnul Călinoiu. Cert este că e situația de stat. De altă parte, reușește să aducă o umbră negativă, să spunem, asupra unor oameni care până la urmă chiar poate n-au niciun fel de legătură. Deci, cert este că este o situație pe care lumea o recunoaște unanim, că atât la deconcentrate cât și în minerii și energie, PDL-ul are 90%, eu părerea mea afirm nu cu 90%, poate mai mult, mai puțin, din oameni pe care i-am numit pe post. Iar această armată, nu poți să convingi un om să aibă alte convingeri politice. Doamne ferește, dar această armată de oameni, mi se pare că înclină oarecum balanța, pentru că greul județului Gorj, nu la Consiliul Județean sau la primărie, unde un buget de 2 lei și 50 de bani, e în minerii și în energie, este și acolo se fac jocuri. Este sprijinul celor din minerii și energie atâta vreme, cât ei acum observă, de fapt, că atunci când s-a vorbit de privatizare, deși ni s-a pus și nouă în cârcă la un anumit moment niște zvonuri că, domne, voi vreți să privatizați și nu s-a întâmplat lucrul ăsta, ba din contră, noi ne-am opus privatizării tot timpul și acum avem deja un termen limită dat de Ministrul Economiei. Dar e vorba de listare la bursă, nu e? E vânzare de pachet majoritar, îmi pare rău. E listare la bursă, încă nu e rău dacă e majoritar sau... E majoritar sau... Nu știu, asta rămâne de văzut. Asta e ideea, domnul ministru spunea că e majoritar, a spus cu gura dânsului acum 3 zile, când s-a întâlnit cu Fondul Monetar Internațional. Că se va lista un pachet majoritar. Da, bine, asta este și o repercusiune asupra creditului negocieri. Că listezi majoritar. Acolo va avea controlul. Cine a făcut deal-ul cu femei? Nu știu despre ce deal vorbesc. E vorba de înțelegerea împrumutului. Eu vă spun că la un moment dat, când au apărut aceste zvonuri, reprezentanții USL au venit și au spus, dom'le, noi dacă ajungem, e exclus să privatizăm. Dar femeie o a impus? Și iată că zice, vă dăm bani la românilor, luați banii ăștia ieftini, dacă vindeți aia, probabil că or fi și spus cui și când și cu cât. Nu știu, dar pe bursă nu se poate, da? Nu știu. Au impus acest lucru. Când vorbim de Poșta Română, de exemplu. Poșta Română la fel, nu era inclusă în nicio vânzare când eram noi la guvernare. Și acum bine, noi să fim serioși, nu putem să ne opunem privatizării, dar ea să fie corect făcută. Privatizarea, dacă e făcută corect, nu aduce decât lucruri bune. Încă avem și totuși exemple de privatizări nereușite. Cele mai multe dintre ele. Adică singurele privatizări... Trei sferturi, dacă nu mai mult. Sunt nereușite. Mai mult decât atât, avem exemplu privatizărilor chiar de succes. Atunci când vorbim de Petrom, Electrica, CEZ și așa mai departe, care sunt companii foarte puternice acum. Dar de totuși, succes pentru cine? Pentru cei care au cumpărat. Afacere. Nu, da. Eu vorbesc de ca afacere. Da. Sunt totuși companii de succes. OMV, Petrom și CEZ-ul sunt companii de succes. Sigur. Dar, cele mai mari. Dar s-a lăsat cu restructurări și cu oameni dați afară foarte mulți. De fapt, aici asta nu trebuie să spuneți teama. Că știu. Vă cred. Eu am lucrat într-un sistem, o privatizare tot așa de succes, pentru unii și pentru ceilalți, nu? E vorba de RomTelecom, da. Dacă tot așa. Început procesul de privatizare în 99, s-a vândut un pachet de 30%, apoi treptat încă până la 16, încă 18% și acolo din 54.000 de salariați mai sunt acum vreo 7.000. De fapt, de aici deci vine teama, mă înțelegeți? Da, teama tuturor... Și hai să extindem un pic, să extrapolăm. PIB-ul României în 89, care era făcut cu 8 milioane și ceva de salariați, e cam la fel ca ăsta de azi, care e făcut nu, cu... Nu, era mult mai mic. Nu știu dacă mult, aproximativ. Era mult mai asta mic. Asta e făcut cu 4 milioane de salariați. Ar trebui ca cei 4 milioane de salariați să ducă de două ori mai bine, să zicem, sau de o dată și jumătate, da? De ce nu o duc mai bine? Pentru că PIB-ul ăsta făcut acum este în mâinile nu a celor 4 milioane de salariați care îl produc, ci a 50-100 de mii de profitori din umbră, politici, extrapolitici, apartiniști sau transpartiniști, sau cum vreți să-i spuneți. Nu?
Bun. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate. Doamnelor și domnilor, vă rămâneți cu noi pentru că după publicitate vom discuta și despre acea decizie a Curții Constituționale de a declara acea erată legală, pentru că deși încă nu a apărut comunicatul oficial al Curții, toate sursele spun că este legal, ceea ce face duce la anumite speculații cum că este primul pas către invalidarea referendumului. Rămâneți cu noi! SC Macofil S.A. cu sediul în Târgu Jiu, strada componenta Bârsești, numărul 138, produce prin noua linie de fabricație a elementelor pentru zidărie din argilă arsă o gamă variată de blocuri ceramice cu goluri de diferite dimensiuni. De asemenea, produce elemente pentru amenajări și protecție de drumuri, podețe, platforme și trotuare. Elementele de zidărie se pot achiziționa la preț de producător de la sediul firmei sau de la distribuitorii autorizați de pe raza municipiului Târgu Jiu. Cu noi construiești ieftin și durabil. Relații și comenzi la telefon 0253 212690 sau telefon fax 0253 215852. Ai o afacere, vrei să o dezvolți, dar nu ai spațiu? Noi am găsit soluția. Fifamia Impex închiriază în piața orașului Târgu Cărbunești standuri în condiții avantajoase. Telefon 0727 745 531 sau 0720 530 701. Siguranța care îți confirmă că ai făcut alegerea perfectă, suprapusă celei mai avansate tehnologii 4x4, Hyundai iX 35. Indiferent de perspectivă, alegerea ta numărul 1. Vino în cel mai apropiat showroom Hyundai și selectează gratuit confortul cutiei de viteze automate iX 35. Te așteptăm la Inidan, showroom și service Hyundai, acum și în județul Gorj. Atențiune, atențiune! S-a deschis cel mai mare și cel mai modern târg auto din Oltenia. Târgul Auto Succes! Târgul Auto Succes! Târgul Auto Succes! Peste 40.000 de metri pătrați! Peste 2.000 de metri pătrați hale de expunere! Peste 500 de locuri de parcare! Piese auto, spălătorie auto, terase cu mici, muzică live! Într-un cuvânt, un târg civilizat! Târgul Auto Succes! Târgul Auto Succes! La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer. Nou, Auto AVZ, singura spălătorie și vulcanizare non-stop din Târgu Jiu. Ne găsiți pe strada Luncilor, numărul 45, între Kaufland și intersecția Calea Severinului. La 5 spălări interior-exterior complete, a 6 este gratuită dacă ai card de fidelitate. Când ești ocupat și nu ai timp să-ți speli mașina, noi am găsit soluția Comfort Wash. Pentru programări și Comfort Wash, ne poți contacta la 07661 94589. Eleganță și confort fără egal. Pentru sănătatea dumneavoastră consumați zilnic fructe și legume.
Revenim, vă reamintesc că stăm de vorbă cu Dan Vâlceanu, reprezentant PDL, Victor Banța, reprezentantul SL. Ca să concluzionăm discuția noastră dinainte de pauza publicitară, până la urmă, în mod evident, acuzații au fost și sunt de ambele părți. Noi n-am făcut acuzații, să știți. N-am avut niciun fel de problemă. Dacă am observat... Hai că mai făcut domnul Rușes pe aici. Nu, da, bun. Au existat acuzații, mi-aduc aminte, chiar la începutul formării CEO, care erau perfect pertinente. Dar acum, referitor la referendum, n-am făcut niciun fel de acuzație. Dacă am avut dovezi, am sunat la 112 în ați cazul... Ați luat amendă liniștiți? Nu, pentru că se cercetează. Așa cum știți, au existat probleme cu urnele mobile pe care le-am sesizat atunci. Dar nu poți să faci totuși acuzații fără să ai minim de dovezi, adică să vii să prezinți ceva palpabil, să vadă lumea că așa e. Pur și simplu doar să spui că mi-a spus mie cineva că era Mitrescu și cu golea în apropierea secțiilor și notau oamenii, e mult totuși. Bun, ce-mi place mie din toată afacerea asta, că PDL-ul acum pozează în fata mare, ca să parafrezez pe fostul ministru rus. Ei n-au făcut nimic, ei n-au nici acuzații, sunt ok, tot. Cum mai dumne să ne asumăm foarte clar cu cărțile. Noi știm și noi hibele și de la unii și de la alții. Asta e realitatea. Să nu mai pozăm, să spunem adevărul pe față și atunci păi și purăm, trebuie să purăm clasa politică. Asta e adevărul. Lumea este sătură de politicieni, lumea este sătură de certuri, de oameni corupți, dar înainte de corupție avem o problemă și mai mare decât corupția, care e incompetența de sistemul administrației. Ăstea sunt dar lucrurile. Dar să putere. Da, așa se poate. Sincer vă spun. Stăm la putere de 3 luni și s-a... Eu zis că nu facem ca ei să schimbăm mai... și să dege și uite că s-a întors ca un bumerang. Am mai observat asta și la noi inclusiv, să știți, la pedeliști. Dom'le, de 3 sau 4 luni guvernarea s-a schimbat, dar noi tot continuăm să ne comportăm USL-ul ca și cum ar fi în opoziție, iar noi ca și cum am fi la putere. Deci noi în continuu ne scuzăm și nu înțeleg de ce. Pentru că până la urmă, iată, perioada asta de grație cam trece. Și nu prea... Nici nu prea avem ce să criticăm, sincer să vă spun. Păi, că nu s-a prea făcut nimic. N-a dat bine că europarlamentarii PDL n-a dat bine când au făcut lobby negativ României la Barroso, la Merkel, când s-au întâmplat ce s-a întâmplat cu imaginea României. Au fost induse în eroare instituțiile europene și Comisia Europeană și Parlamentul European. Mai de să fie serios. Era treabă spălată în familie rufele alea murdare. Nu, dar unu, doi, n-aș putea n-avea treabă nici Merkel, noștri, nici Barroso sincer. Și nici... Nu cred că vreun din europarlamentarii noștri au acces la Merkel. Ai noștri au... Nu, a avut Traian Băsescu la Merkel, direct cu telefonul. Am văzut direct. E o discuție, dar nu... Dar tot în aceeași... În eu v-am mai spus, nu cred totuși. Europarlamentarii USL au fost... Trebuia și ei să contracare, să meargă. Au mers într-un târziu la Graham Watson, la... Dar pe de altă parte, mă aduc aminte că în urmă cu un an, chiar domnul Ponta era pe la Bruxelles și se plângea de nu știu ce tratamente. Atunci nu mai era imagine negativă, că... Doamna Romana Plumb venea și ne spunea dacă continuăm tot așa o să ni se oprească fondurile europene. Da, pentru de ce? Pentru că s-au dat nu știu câte ordonanțe de urgență neconstituționale. Păi, tot, și acum, cam la fel. Nu e. Ce s-a dat neconstituțional? Păi uite, s-a modificat o lege organică prin ordonanță de urgență, n-ai voie. Unde? Deci Curtea Constituțională n-a spus că este neconstituțional acest lucru. N-a spus Curtea Constituțională pentru că ordonanța de urgență a spus altceva, că e constituțional să ai prag. Era vacanță parlamentară. Era. Și atunci? Ordonanța de urgență, dacă Parlamentul abilitează guvernul, are puterea să modifice chiar legi organice. Când se întâmplă vacanța parlamentară. Legi organice nu. Ba trebuie da. Să vină Parlamentul. Ba da. Și o vine Parlamentul la momentul respectiv și validează sau invalidează legea. Dar până atunci ordonanța are putere de lege și efecte de lege. Și efectele în perioada asta, dacă legea este invalidată apoi, rămân dar nu pentru legi organice. Ba da, pentru orice fel de lege. Când nu, tocmai de aia și schimbat avocatul poporului, să nu poată ataca. Nu, era altă strategie. Ceea ce mi se pare mie lucru cel mai îngrijorător este că pe chestiuni atât de importante pot exista discuții. Sigur. Că nu avem o certitudine. Păi nu, certitudine există. Nu. N-ai voie. Că până la urmă și de la Uniunea Europeană ne-au presat vedeți? Să impunem ceva. Exact. Să ne respectăm legile.
Teoretic, practic, iată tot ce s-a întâmplat. Dacă stai, faci un pas în spate și te uiți la toată această situație, nu poți decât să ajungi la o singură concluzie. Corect. Cine poate manipula mai abitir, cine are niște pârghii pe care să este apese. Gravă situația și mie mi se pare la fel de pentru gravă, domnule Manța. Pentru că statul este în disoluție. Nu mai ascultă lumea de autorități, își pierd autoritatea. La asta spuneam și răspunde ceva mai grav emisiuni din coace. Indiferent de ce instituție este vorba și care a fost gestul, de m-am referit la momentul respectiv la Curtea Constituțională, dar nu numai la Curtea Constituțională, inclusiv la aceste parchete care sunt conduse, nu comentez eu cum. Dar nu poți să vii și să spui unei țări întregi că parchetele sunt corupte, Curtea Constituțională la fel, că totul se face la comenzi politice, pentru că astea sunt până la urmă organismele de care ascultă un popor întreg. Deci până la urmă, după părerea mea, și în Constituție spune, Parlamentul este organul suprem legislativ al țării. Și eu cred că, până la urmă, Parlamentul, care reprezintă poporul, așa cum e el, bun, rău, cu legile astea, el are ultimul cuvânt de spus și ar trebui să aibă ultimul cuvânt de spus. Instituții vor ieși tare terfelite și că tot am ajuns la instituții terfelite. Mai grav? Curtea Constituțională astăzi și-a asumat, nu avem confirmarea până la secunda, tot aștept să primesc informația că a trimis comunicatul prin care recunoaște acea erată. Și o asumă întreaga curte și au venit cu erată la erată. Și este legală, da. Sau cu corecție la erată. Este legală? Nu este legală? Probabil că acolo... Nu reprezintă asta un semn spre decizia pe care ar intenționa să ia curtea, mai ales că și-a decalat și inclusiv momentul la care va lua decizia, l-a pus este mai devreme. Este un semn, într-adevăr, dar în același timp eu nu cred că această curte va putea lua cu 6-3 vreo decizie, pentru că nu-s decât 5-4. N-ați văzut, curtea asta constituțională nu poate reprezenta 18 milioane de români. Ei sunt 9 judecători acolo. E la un microparlament care e peste parlament. Nu știu de ce s-a ajuns la situația asta gravă. Și atunci, până la urmă, tot la Parlament trebuie să mergem. Bună, domnule Vulceanu, vă rog, eu cred că totuși o decizie trebuie luată mai devreme vedeți sau mai târziu. În mod normal, în momentul când vorbește Curtea Constituțională, toți ar trebui să tăcem. La noi, iată, Curtea Constituțională și-a stricat total imaginea. Noi am avut grijă și noi și cealaltă parte să o decredibilizăm total. Asta și ea, prin acțiunile ei, s-a decredibilizat, pentru că n-au reușit să fie serioși până la capăt, în sensul în care dacă au dat o decizie și au spus, domnule, în data de luăm o hotărâre, atunci trebuia să o ia și nici de cum să mai revină, să apară public. După aceea, chiar judecători de la Curtea Constituțională au discutat public, ceea ce nu se face. Nu se face. Unii au zis să se mai și antepronunțe în alte situații. Nu corect, că s-au antepronunțat, că au spus, domnule, eu nu știu nimic de nicio erată, e ilegal, nu e ilegal. Au fost o serie de evenimente care au săpat la credibilitatea Curții Constituționale. Curte Constituțională care v-am spus, așa cum v-am spus, în momentul în care, dacă reușea să se mențină pe o imagine serioasă, atunci când vorbește, noi ar trebui să tăcem, pentru că ea trebuie să judece rece, pe lege. Și în momentul în care ea judeca pe lege, putea, din punctul meu de vedere, de-aia v-am și spus la momentul respectiv că mi se pare amânarea luării unei decizii în cazul referendumului ușor bizară, pentru că ei aveau toate datele de atunci. Eu, chiar incluzând aici și acea adresă trimisă de MAI, prin care nu-și mai asuma cifrele, dar până la urmă, Curtea Constituțională atunci primise procesele verbale de la Biroul Electoral Central. Procesul verbal de la Biroul Electoral Central include toate procesele verbale din țară, de la fiecare secție de votare. În acele procese verbale, numărul de alegători era asumat. Acele liste permanente despre care s-am tot discutat în ultima perioadă au fost afișate la fiecare secție. Oricare dintre cetățeni, dacă avea de contestat ceva, putea să meargă să facă în termenul prevăzut de lege contestație. Să spună, domnule, eu am pe bunicul meu acolo care a murit acum 4 ani. Vă rog să-l ștergeți. Și el era șters. Toată această tevatură putea să fie încheiată de Curtea Constituțională atunci. Când trebuia să iau o decizie? Dom'le, avem procesele verbale de la Biroul Electoral Central, avem un quorum de îndeplinire de 9 milioane și ceva de cetățeni, sau problema? Aici problema, de acord, dar cu quorumul ăsta e problema. Nu trebuia quorum. Pentru că... Bun, e o greșeală pe care trebuie să vă asumați. Da, cea mai mare greșeală asta a fost. Pentru că cine te demite așa, cine te alege așa te și demite. Cum te alege așa te corect, și demite. Dar deci nu trebuia quorum. Ați acceptat quorumul?
Trebuie eu nu am la capăt. Situația, corect. Conjunctura, nu știu ce a determinat. Asta a fost o greșeală, după părerea mea, care costă. Bun. Ce semnal a transmis astăzi Curtea? Curtea Constituțională a transmis astăzi semnalul. Putem interpreta că suntem cu un pas mai aproape de invalidarea referendumului după ce s-a întâmplat azi? Vreau să vă spun că eu cred că totuși Curtea va lua legal o decizie cu 6 voturi. La 3? La 3, da. Pentru că până la urmă, dacă discutăm, și am înțeles că au primit și listele de la parchet, deci practic alea sunt listele pe care le au considerate. Curtea Constituțională a împuternicit alte instituții să aducă listele, nu parchetul. Nu, păi parchetul le ridicase de la... Bine, alea listele cu semnături care s-au votat, dar nu ne trebuie listele electorale permanente curățite de morți, de toate categoriile. Ca să se voteze de... cu 6 la 3, una dintre părțile implicate trebuie să cedeze un vot. Dar nu trebuie să cedeze nimeni. Ne-am obișnuit totuși să împărțim curtea în două. Păi pentru că așa este, dar așa este, nu ne-am obișnuit. Sunt judecători. Deci judecători numiți, indiferent cum a fost de președinte de parlament, de senat, numiți politici. Indiferent cum au fost numiți, ei sunt judecători. Și trebuie să decide pe lege. Dacă se acceptă, și așa ar fi normal, să se accepte numărul de 18.300 de alegători înscriși pe listele permanente, pentru că el nu a fost contestat în termenul prevăzut de lege, atunci avem o decizie, cred că foarte repede. Dacă nu se acceptă ăsta, atunci avem un caz bizar. Iar, pentru că începem să discutăm de număr după ce el a fost acceptat. Deci, ca și cum să vă spun, mergem în instanță, mă judec cu domnul Banța, domnul Banța pierde procesul, are un termen prevăzut de lege să facă contestație sau recurs și nu-l face. Și după aceea vine și spune, domnule, dar știți, eu aș cam vrea să fac contestație după ce a trecut termenul. Păi nu mai ai ce să faci. Noroc, ai pierdut. Așa s-a întâmplat și acum. Dom'le, a trecut termenul de contestare prevăzut de lege, nu avem ce să mai discutăm de numărul de alegători. Bine, toată chestiunea asta a fost indusă de acea adresă dată de Ministerul Administrației și Internelor. Eu cred că Curtea Constituțională până la urmă va trebui să ia o decizie și ea va trebui luată legal pentru a avea credibilitate. Eu cred că totuși până la urmă judecătorii, indiferent de cine i-a numit acolo, partidul care i-a numit sau persoana care i-a numit, trebuie să dea legitimitate unui rezultat pe care îl vor sau unei decizii pe care o vor lua acolo. Pentru că altfel vom continua. Trebuie să fie și conștient în același timp că hotărăsc soarta tuturor românilor. Corect. Dar dacă nu vor lua o decizie conform legii cu 6 la 3, o să vedeți că acest scandal va continua. Nu. Adică, dacă nu se poate merge în Parlament și se termină. Nu se mai continuă scandalul. Pentru că ați văzut, ea s-a implicat și... Dar ajungem la o instituție cu o imagine proastă, la una cu o imagine și mai proastă. Păi da. Mai proastă de așa, nu cred că poate fi. Aici, pentru că, până la urmă, pe lege, avem o curte care poate să decidă. Bun. Da, poate să decidă. S-a schimbat termenul în care va decide. E asta un avantaj? E de bine că au schimbat momentul la care vor lua decizia finală? În mod normal, nu. În mod normal, dacă au luat o decizie și termenul era pe 12 septembrie, atunci trebuia să decidă. Atunci trebuia să anunțe. Două decalări au fost. Sunt două termene. Sincer să fiu, cu cât ia decizia mai repede, cu atât mai bine. Dar pentru imaginea curții și trebuia să rămână atunci. Ce ziceți? Da, de acord. N-avea rost să treacă de la 12 septembrie la 31 septembrie și acum astăzi vedem 21 august. Și oricum, așa cum au solicitat inițial refacerea listelor și perierea lor și aducerea la zi a cuvorumului mult discutat, asta trebuie timp, nu se poate face așa până în 21. Vine mâine Sfânta Marie, un weekend, cât să mai faci? Practic rămân tot alea și tindem să credem că se invalidează referendum. De eu totuși nu cred că vor fi 6 la 3 aici judecători și dacă vor fi 5 la 4 și nu se va ajunge într-o situație, un vid de putere jurisdicțională sau cum să-i spunem, un vid de putere decizională, când nu va fi în imposibilitatea și Curtea Constituțională să ia o decizie și până la urmă se va pasa pisica, să-i spunem așa, moartă în Curtea Parlamentului și Parlamentul va lua o decizie. Bun. Haideți să discutăm punctual câteva chestiuni înainte să vă citesc din mesaje, pentru că nu mai avem foarte mult timp. În primul rând, aș vrea să discutăm că din nou a fost amânată schimbarea prefectului.
Așteptam cu toții și ca astăzi Radu Teodorescu să fie numit în funcția de prefect. Iată, Liviu Andrei rămâne. Pe surse noi am tot dat că cineva și-ar dori sau l-ar susține suficient de mult pe Liviu Andrei cât să-și dorească ca acesta să rămână la prefectură până după parlamentare. Pe de altă parte l-am întrebat pe Ion Călinău, care spunea că sigur Radu Teodorescu va fi prefect, dar că nu-i găsesc încă un loc domnului Liviu Andrei, că caută un loc domnului Liviu Andrei, care nu este calificat să fie inspector guvernamental, pentru că a fost numit prin delegație, detașare. Din funcție publică simplă. Da, și că nu are studiile necesare și nu este dat funcționar. Studiile are, că altfel nu era numit acolo, dar nu este definitivat pe post. Acesta e termenul corect. Numirea asta sau nenumirea, să-i spunem al Radu, ce să-i spun mie... Pentru el îmi pare rău, pentru că știu că e un băiat serios, deci nu am ce să-i reproșez, dar e un semn. Odată, decredibilizează-te, decredibilizează pe tine, pentru că ai ieșit cu niște informații înainte. Voi fi prefect și au ieșit și alții în data D, nu e acum în data D, că nu poate prim-ministru, că nu poate veni aici și așa mai departe. Eu nu sunt de acord cu antepronunțări de acest gen. Ați văzut, când m-a numit pe mine prefect, ați aflat chiar dumneavoastră presa în ziua când a avut ședința de guvern. Nimeni n-a știut, deși eu știam de două luni. Sau alții. Acum, când ar fi trebuit să fiu ales vicepreședinte la Consiliul Județean, n-am spus la nimeni că voi fi. Niciodată n-am afirmat public, deși toată lumea știa treaba asta și uite că n-a fost. Dar eu n-am afirmat lucrul ăsta. Deci două lucruri concrete, nu trebuie să te am te pronunți. Că niciodată nu se știe până în ultima clipă. Jocurile politice în țara asta cel puțin sunt de așa de natură și de nesigure încât până în ultima clipă până ai văzut scrisul semnat publicat în monitor. Pe de altă parte e un proverb cu boală lungă, moarte sigură, ceea ce eu nu-i doresc lui Radu, dar sper să aibă dreptate domnul Ion Călinoiu. Și în ceea ce privește această, nu știu, dorința USL de a-i găsi un loc domnului Liviu Andrei? Eu nu știu dacă e o dorință a USL de a găsi un loc, pentru că Liviu Andrei este o persoană care are un loc de muncă, din câte știu eu. Și atunci? Este funcționar public în cadrul Ministerului de Interne sau la Agenția, tot acolo, la Ministerul de Interne, la Agenția Funcționarului Public. Cine a zis lucrul ăsta? Președintele Ion Călinoiu. Da? Păi întrebați-l pe domnul președinte. L-am întrebat, domnule Vâlceanu. Mie îmi pare rău, așa cum spunea și domnul Banța, pentru Radu Teodorescu. Pentru că l-au făcut să-și dea demisia din partid. Din funcția de consilier din județean. Din funcția de consilier județean. Dacă în partid mai poți reveni la consilier județean, este exclus. L-au făcut să spună nu astăzi, mâine, marți, joi, nu poate... Da, asta nu, corect. Și nu cred că ar fi meritat lucrul ăsta, pentru că până la urmă nu știu să fac rău la cineva pe acolo. Pe de altă parte, cred că și din punct de vedere al seriozității discuției, avem mari dubii acum toți. Pentru că și astăzi am avut o ședință de guvern, se anunța că astăzi se va întâmpla, nu s-a întâmplat din câte înțeleg. Și este păcat, așa cum vă spuneam, că iată dintr-o persoană care avea o imagine bună, cu care puteai să ieși în față oricând, ajungem să aibă o problemă de imagine prin prisma faptului că l-au făcut să spună lucruri neadevărate și pe de altă parte din punct de vedere chiar nu merita un asemenea tratament. Mai mult decât atât, nu știu cât de serios putem să discutăm de guvern. Pentru că eu îl ascultam astăzi, eram în mașină și l-auzeam la radio pe premier, discuta în ședința de guvern despre nu știu care om, nu știu care cetățean care a furat, nu știu cât a furat, de pedeliz, de nu știu ce, și mai puține măsuri. Măcar dacă tot n-aveau foarte multe de discutat și discutam strict politic în ședința de guvern, puteau să rezolve și această problemă a prefectului. Pe de altă parte, dați-mi voie să-l felicit pe domnul Liviu Andrei, care, iată, reușește să se rămână pe funcție și după 4 luni de când partidul sau guvernul care l-a susținut prima dată a pierdut puterea. Dar nu m-ar mira să rămână în continuare. Asta e. Ca reprezentant al
USL-ului, nu? Nu știu ce să spun. Nu mai reprezintă PDL? Nu, nu, stați puțin. Prefectul reprezintă guvernul în funcție. Da. Bine, dincolo de asta, USL este susținut de clar de un partid politic bun. Și ultima chestiune și foarte, foarte scurt, USL a anunțat că până în septembrie vor avea listele pentru parlamentare. PDL-ul când le va avea? Eu am înțeles că USL-ul le va avea după 15 septembrie. Așa a declarat domnul Cărciumaru, că după 15 septembrie încep să discute, serios. Noi nu avem o problemă din punct de vedere al împărțirii unor... Păi la voi e simplu. Rușesc, Vâlceanu, Militaru și dar, mai departe nu mai contează. Nu, dar vă spun un lucru. Avem și noi ceva discuții cu privire la formarea acelui pol de dreapta. Vom vedea ce se va întâmpla, pentru că există un termen limită până la care se poate discuta despre formarea polului, după care, dacă nu se va întâmpla, trebuie să ne cam luăm soarta în mâini și să ne alegem candidații la parlamentare. Dar eu cred că vom avea așa o viziune undeva tot în luna septembrie. Veți ști da. Cine e pe listă? În proporție de, să zicem, 80% vom ști. Bun. Domnule Banța, pentru dumneavoastră întrebarea este cum mai stau lucrurile la partid? La partid, ce să vă spun, nu știu, pentru că n-am mai fost la partid, pentru că n-am mai fost chemat. Dacă până mai ieri, până în ziua alegerilor, am fost chemat zi de zi, la fiecare ședință, la orice întrunire, la ședințele biroului permanent, delegația permanentă, adică mă refer la plan județean local, da. Dar atunci n-am mai fost chemat. Și atunci ce să vă spun eu că e la partid? Păi, eu știu chiar aici, în emisiune, domnul Dian Popescu v-a adresat un îndemn la muncă și v-a spus că de vă așteaptă la partid. Am muncit. Eu am încercat să discut cu domnul Dian Popescu și n-a reușit. Nu știu când a declarat, dar eu am fost totdeauna omul care am spus că răspund cu muncă și totdeauna am muncit și am dat dovadă de seriozitate. Și faptul că am avut un comportament pe care l-am avut până acum, trebuie să spună multe, chiar domnule Dian Popescu. Spuneți-mi dacă situația ar fi de așa manieră, v-ați hotărât să candidați? Pe ce? Dacă situația la partid, la parlamentare. Da, bineînțeles. Aș putea să candidez, poate că îmi și doresc să candidez, dar asta v-am zis, nu depinde numai de mine. Deci acest lucru se ia într-o... poate chiar la București, în forurile superioare ale partidului, pentru că acolo candidații, cei de la centru n-au loc peste tot, sunt mai împiși la județe, la județele mai mici, la județele care au și probleme, nu știu ce să vă zic. Deocamdată nu fac iluzii. Bun. Haideți să vă citesc câteva mesaje, că le promiteam telespectatorilor că o să citim din ele. Cineva ne scrie, de ce le e frică la USL de DNA, de controle? Au făcut mișmașuri prin sate, eu am votat și nu mi-e frică, spune un telespectator. Vă rog să comentați dacă aveți ceva de adăugat. Da, corect. Cine nu are ce să... De ce? Votul este un drept pe care l-am câștigat cu toții, nu numai de la Revoluția, că atunci a fost recâștigat. Votul este un drept pe care nu ți-l poate... Te naști cu el, dreptul de a vota. Bineînțeles, după 18 ani. Așa cum dar și cu libertatea conștiinței. Dar telespectatorul întreba dacă s-ar teme USL-ul, ținând cont de reacția USL vis-a-vis de aceste anchete. Nu are de ce să se teamă USL-ul de aceste anchete, din punctul meu de vedere, pentru că lumea n-a... O să găsească probabil procurorii niște nereguli pe aici, pe acolo, cum o la toate alegerile. Deci, nu, ce ziceți, domnule Vulceanu, are USL-ul motive să teamă? USL-ul să teamă vor fi un milion de voturi multiple? Bun, USL-ul în ansamblu nu, dar persoanele care au procedat la așa ceva, da, ar trebui să teamă. Pe de altă parte, în funcție de mărimea sau acestui fenomen de vot multiplu, mă rog, chiar și USL-ul ar trebui să teamă în cazul în care vor fi dovedite un număr mare de voturi multiple. Pentru că atunci s-ar putea induce ideea că a fost ceva concertat. Da, telespectator vă întreabă de domnul Rușeț, vă sunt mai des la televiziune centrale în ultima perioadă. Dacă aveți ceva să ne spuneți de domnul Rușeț, e adevărat că nici eu nu l-am mai văzut de foarte multă vreme. Domnul Rușeț este secretar executiv, face parte din Biroul Permanent Național, participă la ședințele conducerii partidului la București. De aceea l-ați văzut mai des la
televiziunile centrale, mi se pare normal să se întâmple așa. A fost în concediu, acum a revenit și ne pregătim și noi pentru parlamentare, ne organizăm. Da. Cineva ne scrie, indiferent cum se va tranșa această situație, important este să se finalizeze cât mai repede. Imaginea României și a instituțiilor acestui stat este jalnică. Jalnică, într-adevăr. Și România suferă nu numai pe plan extern, ci și pe plan intern. Pentru că vrând nevrând trebuie să vedem că este o scădere peste tot. Și că nu se mai muncește, nu se dau drum încă la multe lucruri, la bani europeni, sunt decizii blocate, sunt oameni cărora, mai jos mă refer, că la nivel guvernamental treaba se pare că merge, dar mai jos sunt oameni care v-am zis, nu pot să-și asume, nu vor să-și asume, așteaptă, se uită în stânga, în dreapta, vedeți, asta e o situație de incertitudine care se automenține nesănătos pentru țară, nu ne face bine. Imaginea României este jalnică și vreau să vă spun că numai de asta n-aveam nevoie în această perioadă. Pe de altă parte, așa cum știți și dumneavoastră, aproape jumătate din primăriile din județul Gorj sunt blocate. Furnizorii de utilități încep să taie curentul, să oprească gazele și așa mai departe. Și toți primarii stau și se uită cu speranță la ceea ce va însemna rectificarea bugetară. Mi-e teamă că speranța le va dispărea după ce această rectificare bugetară se va întâmpla, pentru că nu vor avea bani să-i mulțumească pe toți. Prețurile se măresc, pentru că na, avem o problemă legată de cursul euro, avem o problemă legată de inflație iată din nou, deși inflația avea un trend descrescător. Asta e, va fi foarte... Asta e lucrul corect. Corigibile, se pot corecta. Problema este... Avem o secetă extraordinară. Da, deci problema cea mai mare este criza instituțională. Bun, un ultim mesaj vă mai citesc și finalizăm, suntem la sfârșitul emisiunii și nu mai putem prelungi. Cineva zice, justiția din România dă numai decizii politice? Dacă da, dați câte un exemplu. Eu nu pot să spun așa ceva. Eu nu pot să afirm, nu am nicio dovadă să spun că justiția din România dă numai sentințe politice. Nici eu nu pot să afirm lucrul ăsta, dar pot să afirm în schimb altceva, și anume că sunt destui oameni în sistemul de justiție, în tot sistemul de justiție, care, într-un fel sau altul, sunt legați de lumea politică, sunt influențați mai mult sau mai puțin direct, mai mult sau mai puțin indirect. Asta este o certitudine pe care o știm cu toți. Dar nu pot să spun că justiția este coordonată politic sau că justiția dă decizii politice. Doamne ferește de așa ceva. Bun, mulțumesc frumos că ați venit în această seară. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine seară, chiar dacă e sărbătoare. Este o emisiune la care l-am invitat pe Ion Călinoiu, președintele executiv al PSD Gorj. Câteva din chestiunile pe care le-am discutat le-am pomenit și în această seară, dar puteți urmări emisiunea, vă asigur că este destul de interesantă. O sărbătoare frumoasă mâine și la mulți ani tuturor mariilor din partea echipei TV Sud. La revedere!